Bărbatul de 54 de ani găsit fără suflare în curtea casei sale de vacanță din județul Argeș ar fi fost omorât de 3 tineri, printre care și propriul lui nepot. De ce l-ați omorât? Ce ați făcut? Ce ați căutat acolo, banii? Ați căutat banii? Ce ați căutat? Ați vrut să-l omorâți sau doar să-l furați? I-au reținut aseară pe cei trei prieteni cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, care au mărturisit că au intrat în casa bărbatului ca să fure diverse bunuri. S-ar fi speriat atunci când proprietarul a ajuns acasă și au încercat să-l imobilizeze. Unul dintre ei a scos apoi un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori în zona inimii. Cei trei suspecți sunt cercetați acum pentru omor calificat și complicitate.